legat de întrebarea ta, Cezar, cred că, de fapt, tema asta... Se aude sincron? Tema asta religioasă, pe care o reiau și aici, s-ar putea să fie o întâmplare, pentru că Teoria apropierii, această carte, a apărut ca un tribut personal, ușor autobiografic, adus prieteniilor și prietenilor pe care i-am pierdut sau de care m-am îndepărtat. E un text pe care îl găsiți și în carte, pe clapeta cărții. Și întâmplător, acest prieten care a declanșat toată povestea, în mintea mea, evident, el este preot. Este un foarte bun prieten de la Buftea, care acum este preot, un om pe care îl apreciez și îl iubesc foarte mult, dar cu care nu apuc să mă văd foarte des. De aici, pornind, cred că ce s-a întâmplat, au explodat tot felul de gânduri și idei și paranoi și anxietăți în mintea mea, plus alte preocupări legate cu singurătatea, ratarea și așa mai departe, sau teme legate de artă, cum ar fi tema pe care o are și Damien Hirst în expoziția lui care apare în carte. Și toate lucrurile astea puse la un loc au adus această carte într-o formă, în forma care este. Evident, trec în ea și prin perioada comunistă, un pic și prin cea imediat postcomunistă și chiar și în zilele noastre, în Veneția, unde se întâmplă cine ajunge acolo să trăiască o alienare și să vadă că, de fapt, turismul și ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în lume consumă orașele astea mari, le transformă și le demitizează, de fapt. În fine, e o altă temă de discuție și asta. Dar, cred că un alt răspuns la întrebarea ta este, mi se pare că temele religioase pentru mine, probabil că e o preocupare ascunsă în adâncul meu, dar mi se pare că îmi place să provoc temele tabu. Lucrurile în care nu e bine, zic unii, să te bagi, mie îmi place să mă duc acolo și să scormon, să văd ce pot să scot la iveală. Pentru că din contradicțiile astea, uneori ajungi la niște concluzii. Cum ai spus și tu, e o disecție, dar nu pe care o disecție pe care o face unul din personaje, jurnalistul, cum își dorea să cum spunea la început, e o disecție pe care o face viața și întâmplarea. Pe scurt, ca să închei momentul meu despre cartea Teoria apropierii, e o carte care vorbește despre ce se întâmplă cu prieteniile atunci când ele dispar sau ajung în niște colțuri întunecoase, prăfuite și uităm de relațiile pe care le-am avut, cu întâmplări dintr-o realitate imediată, o realitate la care avem acces cu toții, dar probabil că mulți trecem pe lângă ea fără să ne dăm seama și fără să ne gândim foarte mult la toate implicațiile pe care le au lucrurile și gândurile și... mă rog. Iar în ea există la un moment dat și o trecere printr-o zonă magică, pentru că e iarăși un tribut pe care îl dau acestui personaj religios, profund religios, și cumva mi s-a părut normal să ating și zona de magie religioasă, în care apar îngerii și așa mai departe, și să transform în felul ăsta lucrurile într-o poveste poate mai interesantă și pentru mai mulți oameni. Vă mulțumesc și dacă mai vrea cineva...